Miha, ne întâlnim pentru a treia oară la drumul înapoi spre tine. Bun, te găsit! De data asta, să vedem, vom vorbi despre butoanele care sunt apăsate de uh, bărbatul pe care este acum în viața ta, să spunem așa, și uh, provocările care îți, ți le dau, uh, de fapt, cum să spunem, învățătura lui Marius sau... De fapt, e o normalitate până la urmă, știi? Cred că și viața noastră și înainte de învățătură tot era așa, într-o provocare, tot era. Acum, însă, cred că o privim noi puțin mai cu un pas în spate, așa, parcă nu mai stăm și o luăm chiar personal. Dar hai să vedem. Ce ce zici tu? Cum, cum îți învingi tu? Marius ne tot vorbește în ultimul timp de natura bărbatului și de natura femeii, care... Se manifestă așa prin noi și care își cere drepturile. Și, în special, pune accentul pe femeie, care spune că atunci când nu ies pasențele, când nu prea iese ce își dorește ea, când viața nu-i oferă, cam pleacă așa, fără, fără regle regrete, ca să-și găsească cumva, sau cum zice, să-și multiplice șansele la procreere. Cum este în cazul tău? Cum, cum te provoacă pe tine viața? Uh, nu ne neapărat că este o provocare, ci pur și simplu acum îmi ofer ocazia să pun în practică ce am tot vorbit pe stică. Știi? Că noi vorbim, vorbim, dar hai să și punem în practică. <laughs> și cum eu am vorbit. Destul. Da, acum vin și uh, și uh, orele de practică, ca la orice școală, da? da exact. și după, uh, să intrăm la orele de practică. La mine așa a fost și când am fost cu asistent medical la școală și la kinetoterapeut și peste tot. Așa că în școala vieții este fix același lucru. Da. Um, și într-adevăr, Poate fi provocator, doar că acum, cu ajutorul învățăturii școlii iubirii, eu una sunt puțin mai detașată. Adică, dacă înainte mă identificam cu tot ce însemna ego, cu toate astea, cu supărările, cu frustrările. Aveam impresia că totul se face pentru a mă pedepsi, și nu înțelegeam eu de ce fata cu minte fidelă și un pic deșteaptă, și un pic, știi, adică ziceam, băi, dar nu fi eu chiar așa de lăsat, astfel încât să nu mergi eu un bărbat fidel, un bărbat care să, să, să investească în relații. Da. Și în acea perioadă mi-aduc aminte cum aveam foarte multe pretenții. Um, dar cea mai, cea mai aprigă era ca eu să fiu pentru bărbatul din relația de cuplu cea mai importantă. Și singura. Și mi-aduc mi, am, nu și mi am, că spuneam să fiu mai importantă decât mama ta. Că eu sunt femeia cu care trăiești. Da. Adică era, era așa o, o ardoare, știi? Și o ceream, o impuneam. Și la un moment dat uh, era, pentru mine era de neînțeles cum să nu-ți dorești ca uh, femeia cu care trăiești să nu fie cea mai importantă pentru tine. Adică mi se părea nu înțelegeam de ce este imposibil și de ce acest lucru este o exagerare din partea mea să, să o doresc și să o cer. Da, bărbații din viața ta ți s-a părut că erau mamoși sau că își puneau mama pe primul plan? Um, nu pot să spun acest lucru pentru că eu n-am avut așa relații, știi, la modul de. Am avut două relații, unul era fără mamă, unul cu mamă. Cel care era cu mamă, într-adevăr, era foarte mamos și a preluat acel program de a fi bărbatul casei în, în familia lor, și, dar nu neapărat că era vorba despre mamă, cât și despre orice altă femeie. Uh -huh. Și cu ajutorul învățăturilor mi-am dat seama de programelul din copilăria mea, da? Am mai spus eu că era cu Ralu, cu sora mea și ea era ei plăcea să facă, să muncească, să facă curățenie, deci era, era de nota 10, știi? Pe când eu eram lene și mie nu -mi plăcea nici școala, eu preferam să mă uit la desene animate decât să stau sâmbătă să fac curățenie general în casă și nu înțelegeam de ce nu putem face mai târziu și tocmai în timpul emisiunii trebuie să facem. Deci am, am și a fost comparația asta, deci mi-am auzit pe timpul copilăriei că nu ești bună de, nu ești bună de, că uite, era lucra așa, era Luca face, era Luca drece, tu nu, tu nu, tu nu. Tu nu. Uh -huh. Și uh, apoi, când am crescut, nu, nu, adică nu am perceput decât acum, datorită școlii iubirii, am perceput acest programel și atunci când uh, Eram în relație, aveam impresia că întotdeauna poate apare așa din senin, ba o femeie altfel, pe care aveam impresia că primește mai multă atenție din partea partenerului. Da. Adică ori e mai frumoasă din punct de vedere fizic, ori mai descurcăreață, ori mai inteligentă. Adică era orice, era ceva mai bun decât ce puteam oferi eu. Deci era acest sentiment de inferioritate. La cel care nu avea mamă era vorba despre alte femei. La cel care avea mamă era vorba în primul rând de mamă și apoi despre alte femei, dacă nu era, când nu era mama. Adică oricum era altcineva. Și da, da. 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 Uh... ți-am zis, era cu ardoare, cu ardoare ceream acest lucru să fiu cea mai importantă, dar îl impuneam. Pentru mine era așa, legea, trebuia să fie acolo. <laughs> da, oare te-ai ai, te -ai gândit și ai depistat vreodată de unde vine că mulți le avem, toți l-am avut, programul ăsta de a ne compara, dar vorbim de cazul tău, de a te compara. Neapărat vine numai de la că erai comparată cu Raluca sau poate crezi că venea și de la mamă de undeva dintr-o nemulțumire, vreo frustrare, cumva să ne păneam o femeilor? Uh cu siguranță vine de mai departe și probabil în generația noastră de acum s-a manifestat sub această formă. Da, da. Două surori care au fost comparate, dar cu siguranță vine de mai din spate și da, probabil da. că depinde cum că, de exemplu, dacă este, este vorba despre mine, probabil din ce am trăit de-a lungul timpului, adică da. odată din generație, odată, odată din alte vieți, pe mine mă atinge aici și aici am de lucrat eu. Uh -huh. Și a venit sub forma a două surori comparate de mici copii, da, probabil. Da, da, da. Probabil la mama în familie a fost același subiect, altă, sub, sub altă formă, sub altă poveste. Da, da. 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 Și uh, oricum, uh, din partea mea, a fost lucrul acesta, pentru că, data cum a fost acest corector uh, divin uh, pe măsură, Exact, asta trăia și ea. Mm -hmm. Dar era așa, pe, cum, pe față, adică nu, nu se ascundea lucrul acesta. Da, da. Pe când eu, având acest program deja integrat, îmi trebuia o chestie minusculă ca să mă aprind. Exact. Adică nu așteptam să văd ce am văzut în copilărie între mama și tata. Pentru că Deja îl văzusem, deja e, era în mine dacă eu sunt și mama și tata. Da, și da. Când vedeam o mică chestie sau o simțeam, luăm foc, adică nu așteptam să ia în ploare sau să se întâmple ceva. Poate că nici nu se întâmpla, poate că nici nu nici nu da, era ceea ce da. vedeam eu, dar foarte ușor mă, mă aprindeam în astfel de cazuri. Deci este clar că, că noi conținem. Mama, da, tata, da. bunicile, bunicii, tot. Și într-adevăr, la mine în familie, așa, din ce am mai descoperit și eu acum, a fost acest război între bărbați și femei, dar la modul um, așa, pe măsură. Dur. <laughs> dur. Pe viață dur. și pe moarte, bro Foarte dur, da. foarte da. dur. Da. Și uite, acum în relația aceasta, mie mi se oferă ocazia S să mă las și tot ce eu am impus în uh, vechile relații din frică, da, uh -huh, din frică, uh -huh. acum să tratez cu iubire. Eu asta simt acum. Adică, înainte îmi doream să fiu uh, prima, da, să fiu cea mai da. importantă. E, în acest moment Dumnezeu mă oferă posibilitatea nu să fiu prima, că nu sunt nici prima, nici a doua, nici a treia, da? pentru că sunt uh, trei copii, mai este unul care vine, mai este o fostă soție, da. mai este o fostă iubită, adică în acest moment mi s-a dat un bărbat care are alte priorități și hop apar și eu pe acolo. Da, știi, da. adică nu este un bă bărbat uh, care nu a avut un trecut, nu are un bagaj cu copii, cu, da? Deci este Deși... un bărbat cu agenda plină. Exact, adică... Mi-a rămas cam cu... ultima pagină care a venit și Mihaela acolo. am venit și eu, știi? Da, am venit da. și eu. Uh, și uh, sunt implicată în... adică mă ia în familia lui, adică nu e chestie da. că mă las parte, dar îmi dau seama dacă întotdeauna vor fi copiii pe primul loc pentru el, dacă mai întâi au venit copiii și după ce am venit eu, adică da, da. ei au șase, șapte ani, deci... Și ei au nevoie de atenție, mai ales că au trecut printr-un o separare, mămica numai cu tăticul, adică sunt bulversați, sunt da. la chestii din astea. Bine, deși ei s-au separat, au trecut vreo doi ani și eu am apărut acum, deci nu e la modul, dar totuși. Și, și sunt așa cu zâmbetul pe buze și am zis, uite ce înseamnă, știi? Am avut pretenții cândva și, uite, acum mi se oferă ocazia să las pretențiile și, din contră, să apreciez locul meu. Știi? Uh -huh. Și, în momentul în care se întâmplă acest lucru natural, el își face timp ca eu să fiu pusă pe primul loc. Adică, el vine cu anumite propuneri sau știi cum, deși sunt, de exemplu, când ești mulți și ești cu partenerul tău și la un moment dat doar îți aruncă o privire sau trece pe lângă tine și îți dă cu mâna pe spate, adică e o chestie, sunt aici, te văd, ești importantă pentru mine, știi? Da, da, da. Nu trebuie să facă ceva în mod deosebit sau să spună ceva, e pur și simplu este un, o stare, o stare. Da. da. Interesant și foarte, foarte deep cumva, cum ai spus, pentru că de multe ori, oricum, viața noastră e făcută din gesturi mici pe care nu le vedem și așteptăm gesturile alea să ne aducă luna de pe cer, știi, și da. cu gândul așa ceva, pe astea care sunt de zi cu zi, nici nu le mai băgăm și le desconsiderăm. Da. da. Și când, de fapt, astea ne, ne întrețin și ne fac viața frumoasă. Așa este, așa este. Și când spuneam că eu conțin programele părinților mei, înainte să vin în vacanță, am avut o experiență foarte profundă, pe care o trăiam înainte zilnic și anume starea de gelozie. Mm -hmm. da? Și noi știm foarte bine că atunci când sunt geloasă este pentru că am impresia că este proprietatea mea, deci îmi aparține, este al meu și... da frica să nu pierzi. Exact, frica de a nu-l pierde. Și... Um, deci eu n-am mai simțit sentimentul ăsta de vreo trei ani de zile. Și am crezut că este reglat. Da. ajutorul învățăturilor, cu... Așa. <coughs> și și mi-aduc aminte chiar că am făcut un binar cu Marius pe tema geloziei. Da că este întotdeauna zic în momentul în care spun ceva, spun pentru mine, pentru că este vorba despre mine, știți Da. da. <laughs> și că ajută și pe cei care ascultă cu atât mai bine, dar e vorba mm -hmm. despre mine întotdeauna. Da. Și a fost prima dată când el m-a introdus în cercul prietenilor lui. Deci am fost uh, într-un uh, Într-un loc unde erau prieteni de lui. Ah. Și la un moment dat, eu am văzut o privire. O privire pe care o cunoaștem foarte bine noi, femeile, când mm -hmm. un bărbat este a încântat că vede o altă femeie. Iar acea femeie nu eram eu. Da, <laughs> da. spune. Uh, am simțit forfota în corpul meu. Deci am simțit Repet, eu am trăit asta în relațiile mele. Dacă care au fost de la câte șapte ani, zilnic, eu zilnic am înnotat în gelozie. Tocmai și de aceea îmi puneam să fiu eu cea mai importantă. Da, da. Și am văzut acest schimb de priviri, pe ea am văzut-o zâmbind în modul acela în care este apreciată, da, și s-a aprins fitilul imediat. Numai că mi-am dat seama, știi, și am avut așa un surâs în colțul gurii și am lăsat-o. Și ca să vezi cât de interesant, pentru că aici este, băi, bărbatul este bărbat. Și să, chiar dacă este inconștient, la nivel subtil, la nivel energetic, el simte mai. Simte. Chiar dacă nu este no. conștient de, știi, adică în viața cotidiană. Uh, și am lăsat-o așa. Am lăsat-o așa. Schimburile între ei au continuat. Eu venisem acolo că eram pentru să învățăm ceva cu plantele cu așa, eu mi-am văzut în continuare de, de treaba respectivă. Și la un moment dat, el vine și spune ce s-a întâmplat. Și Asta. nu s-a întâmplat nimic. Și zice: te simt că ești aici, dar nu ești. Și atunci mi-am dat seama și opa, m-am închis. Uh -huh. Din punct de vedere emoțional, m-am închis. Eu am zis că este ok, că nu s-a întâmplat nimic, da, că da. este pentru mine ca să-mi dau seama că mai există acolo, dar, vezi, inconștient, eu m-am închis. Eram acolo, dar nu eram acolo. Și cel puțin nu eram pentru el în momentul respectiv. Vezi? Și de aceea spun, când sunt programe, de mult, din neam. Da. Inconștient se întâmplă niște lucruri, iar ce ne vine din față este doar ca să devenim conștienți. Că dacă el nu spunea ești aici, dar nu ești aici, eu nu-mi în seama că m-am închis din punct de vedere emoțional. Da, da. Și noi spunem că am acceptat. Am acceptat, că ne-am lăsat. Dar uite cât de puternic este și cum ai spus tu, atât de profund, încât se întâmplă lucruri de care nu suntem conștienti. Da. Și Acceptăm, dar acceptăm la nivel mental. Iar când acceptăm la nivel mental, mai devreme sau mai târziu va izbucni și va ieși afară. Exact. Ceea ce s-a întâmplat da. și în cărimea meu, acolo am stat cam o zi întreagă și când ne-am întors în mașină, a izbucnit. Dar cum a izbucnit? Deci eu nu aveam de gând să spun, nu mi s-a părut un subiect de discutat dar Iuliana a insistat atât de mult, deci îmi punea întrebări, una după alta, una după alta, deci eram un, una după alta, una. Și, și la un moment dat mi-am dat seama, știi, că de fapt el mă ajută să scot la suprafață, ci eu îngropase. Da, da, da. Începeam da, da. să mă simt inconfortabil. Diferența este că înainte țipam, urlam, știi, când, adică era o chestie de asta foarte, foarte avalanșă, avalanșă știi? Da, da. Și acum nu simțeam nevoia să vorbesc. Și la un moment dat, um, el a zis că nu, că nu s-a întâmplat absolut nimic, zicea, cum pot să crezi că eu te aș aduce undeva unde eu aș face ochii dulce altei femei? Deci, cum pot să crezi lucrul acesta? Știi? Și mi-a revenit programul din, din, din trecut și am zis, băi, dar eu am văzut. N-am cum să văd aiurea, știi? Adică s-a văzut, s-a simțit. Adică n-ai da. cum să spui că s-a întâmplat nimic. Și eu aveam chestia asta. Cum poți tu să mă aduci într-un într -un loc unde știai că vei face lucrul ăsta? Și el făcea, cum poți să crezi tu că eu te-aș aduce într-un loc unde eu aș face așa ceva? Da. <laughs> da. Și a fost foarte interesant să văd că uh, starea mea a fost alta, adică nu la modul să încep să fac reproșuri, să aduc reproșuri, să țip, să urlu, pentru că din frica aceea asta era tinderea uh -huh. să am tonalitatea înaltă. Uh, a fost exact invers și la un moment dat i-am spus, uite, uh, îmi dau seama că situația nu este tocmai una plăcută, zic, dar în acest moment. Nu știu ce să spun. Nu, nu sunt în stare să îți aduc argumente. nu Adică, și zic, uh, dacă nu te deranjează, zic, o lăsăm un pic în acest moment și revin către tine în momentul în care pot să exprim ceva. Pentru că nu reușeam. Deci eram, cred că am fost atât de surprinsă că a mai existat ceva de genul acesta, da, în mine... Și surprinderea este ah, dacă n-am specificat de la început, deci eu sunt într-o relație în care el nu-și dorește să fie oficial. Da? Mm -hmm. Și acest punct este foarte important în a mă pune pe mine să, să reduc acest program de cea mai importantă, că da, ok, sunt copii la număr așa, dar este și ideea că el spune că nu dorește să fie în cuplu. Oficial. Da. Și de aceea uh, uh, este foarte interesant că una spune și alta face. Adică a început să aducă în, în cercul de prieteni, să știi, oarecum începe să mă scoată în lume. Da, da, da. <laughs> da Și asta a fost interesant. Probabil uh, în, la nivel interior m-am bucurat eu acolo un pic, știi, că mă scoate în lume și o să fiu văzută. Și uite ce s-a întâmplat. Da? Da, da. Da, pentru că Mariu și spune că până și bucuria este a ego-ului. Exact. Păi, da. este. în momentul în care tu ești în, bine în pielea ta, în armonie și nu faci lucrurile pentru a câștiga, pe tine nu te interesează dacă stai închisă în casă cu el sau ieși în cer cu prietenilor. Da, da nu are nicio... Și, dar tocmai acestea sunt indicatoare că eu să-mi dau seama cât de autentică sunt eu în această relație. Da. Și ne-am văzut următoarele zile și am deschis subiectul și a rămas surprins când i-am mulțumit pentru această situație. Că el a zis, eu am văzut-o ca pe o criză de gelozie și am spus ce ce la nivel fizic, eu discut foarte mult cu el, adică nu și despre energie și despre învățăturile lui Marius. Da, da. Și am zis, ce se vede la nivel fizic în viața noastră cotidiană, o, ca și gelozie, și zic, pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama, am zis, tu gândește-te că eu am fost așa ani de zile, ani de zile, da? Și în momentul în care eu eram acasă singurică și mi-am pus așa întrebare, măi, dar ce s-a întâmplat? Adică, că oricum eu nu doresc să dețin un bărbat, adică nu mai sunt acolo. La mine, dacă este, este ok, dacă nu este, îmi dau seama că e la fel de ok, pentru că înseamnă că am nevoie să mai, să mai lucrez un pic înainte să pot să, să ofer într-o relație de cuplu sau într-o relație de familie. Și în momentul în care mi-am pus această întrebare acasă, înainte să mă întâlnesc cu el, mm -hmm. Iuliana, mi-a venit imaginea mamei, când eu aveam vreo șase ani, când eram la o nuntă și ea stătea supărată pe, știi, cum erau alea cu corturi, cu mesele alea da, lungi, așa, da, da. ea stătea pe o bancă acolo la masă cu o privire... Că, și în timpul acela mi-aduc aminte cum eu mă uitam la ea și o criticam, o judecam, că ea nu este de gașcă precum tatăl meu, pentru că el dansa cu toată lumea, era, era buricul petrecerilor, deci era apreciat de către toată lumea, adică de către femei, da, și era acolo super. Și îmi aduc aminte că mă uitam la mama cum era acolo pe o bancă, da... Și în momentul ăla mi-am dat seama că ce vedeam eu pe fața ei era gelozia. Dansa tata cu altcineva? Poftim? Dansa tata cu altcineva în momentul ăla? Întotdeauna, întotdeauna. Și atunci mi-am adus aminte de momentul când eu mă uitam, știi, la discrepanța între tata care dansa se simțea bine și era în centrul atenției, cu mama care era singură pe băncuța aceea și cu încruntată la față. Da. Mi-am dat seama că acea încruntare o aveam eu când îi impuneam să fiu văzută, să fiu cea mai importantă, da? Și critica pe care o aveam eu față de mamă. Că ea nu e de gașcă, că ea nu știe să se distreze, că ea nu știe să să, să, să fie sociabilă, știi? Și am zis, oh, ea uite de unde a sărit iepurașul. Da. da. Și că, aia, tot ce am dorit eu și tot ce am judecat și criticat de-a lungul timpului, mie îmi vine acum. Sigur. Ca să se regleze, să se armonizeze. Da. Da. Și atunci când mi-a venit această imagine, și am zis: a, Deci am devenit ceea ce am jutecat, ce am criticat. Da? da. Nu putem atunci... scăpa. Nu putem da. scăpa, ne facturile la toți. Da. Și atunci s-a așternut așa o liniște interioară și urma să, să ne vedem. Și atunci i-am spus ceea ce se vede: uite, vezi, o gelozie. Și am zis: Sunt atât de recunoscătoare că a ieșit cu tine în acest moment, da? Pentru că uite ce mi-a adus la suprafață. Și am povestit, știi? Da. Și el în, acest în acel moment, deci asta este vorba de acum câteva luni, vreo trei luni de zile, ce spun, ca și poveste. Și în acel moment, el mi-a zis că eu, el nu a înțeles de ce am făcut ce am făcut că oricum el nu are nimic de ascuns, da? Mergem pe premisa că nu este o relație oficială și că el poate face orice, da? Uh, și în acel moment a zis, deși noi ne înțelegem foarte bine pe toate planurile, a zis, eu nu am sentimente pentru tine. Opa! Și, deci, în, în mod normal aș fi luat-o, păi atunci noi ce facem aici? Da? Da, și da. ar fi revenit programul, păi te folosești de mine, nu știu ce, ta na 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 na, de ce ar fi ea? Și în momentul când am auzit asta și am zis, Doamne, deci pe mine mă, Dumnezeu mă duce la extrem. Știi? <laughs> adică, hai Miha, să te văd dacă ești în stare de iubire, orice ar fi. Adică ești cu el pentru că aștepți să fii iubită, acceptată, da? Să fii vechiul model, Exact. Sau ieși cu el ca să oferi iubire. Așa cum știm bine că este necesar. Da. Da. Și în momentul ăla când am auzit, mi-aduc aminte că am avut așa o tentativă de friz, adică un fel de mini-tetanizare așa, pentru că mi-a blocat mintea. Da. Și, da? Și, și n-am mai avut ce să mai, ce să mai zic, ce să mai discut, știi? Adică l-am lăsat pe el să vorbească și am zis, oricum să știi că eu apreciez foarte mult sinceritatea ta, da? pentru că, la urma urmei, asta este un alt program pe care mi l-a adus și anume că înceam că toți bărbații sunt mincinoși. Uh -huh. Și în fosta relație îi spuneam bărbatului respectiv că este fals că este fals. Așa îi spuneam că este fals. Și el a venit cu sinceritate de la bun început. Adică Dumnezeu spune, ia să vedem noi, dacă ai în față un bărbat sincer, așa cum îți dorești tu, ce faci în cazul ăsta? Da? Că noi aducem scuze de fiecare dată. Păi că bea, că minte, că nu știu ce, că tra la la. Și ca să ne dovedească că nu este vorba despre bărbat, și este vorba despre mine, da? Da. Și aduce și Hai, uite, e sincer, îți spune că nu are sentimente pentru tine. Că nu dorește să fie în cuplu. Ce faci? <laughs> ce faci? Da? Eu, în primul rând, m-aș gândi că mi-aș aduce aminte că bărbatul e oglinda femeii. Și că, dacă în primul rând, dacă el e sincer, că asta ai observat la el, o sinceritate, înseamnă că așa ai devenit tu acum. Deci, aș vedea un plus, pentru că chiar am avut un binar cu Marius în care Marius reamintea că um, uităm să ne vedem plusurile. Mm. Mulțumesc că mi-ai adus, pentru că eu nu, nu văzusem plusul acesta, într-adevăr. Da. <laughs> Nu-l văzusem. Da. Pentru că înainte, dacă tu spuneai de el că e fals, probabil că tu erai fals din frica aia să nu-l pierzi, să... Da. Nu erai nu puteai să fii tu cea adevărată. Acum... da Acum probabil că ți-ai mulți, foarte multe măști, cu toate am avut măști, cu toți avem măști și am avut... Și încă avem Sigur. Poate că acum, acum au devenit mai fine, știi, și nu Sigur. ne mai putem percepe atât. Dar tocmai asta este frumusețea, pentru că în momentul în care îmi pun o mască, acum o văd când vine din față oglinda. Mm -hmm, mm -hmm. Exact, asta și, e. Și de aceea acum este a deveni mai simplu, nu întotdeauna ușor, dar simplitatea ah. este că uh, am o detașare și nu o mai iau personal, pentru că nu mă mai... Uh, nu mă mai. Uh, nici nu mai cunosc cuvântul, vezi, nu mai vine cuvântul. Nu mă mai identific cu ego -ul. nu mai găseam numărul, nu, mă, nu mai găseam cuvântul da, de identificare. Da. Nu mă mai identific cu ego-ul în momentul în care apare o astfel de situație. Înainte îl trăiam pe ego 100%, adică eram el, da, da. îl luam personal și aveam impresia că totul se face împotriva mea. Pe când acum, când apar astfel de situații, care, într-adevăr, sunt provocări, pentru că au fost programele mele din totdeauna pe care le-am trăit cu artoare, yeah. uh, acum simt că vin pentru mine, nu împotriva mea, pentru mine și îmi bate Dumnezeu la și zice, Miha, vezi că mai e ai aici uite, și asta te împiedică să fii uh, iubire 100% sau uh, să, yeah. uh, să mai ai o mască aici, da? pe care o folosești, da? Iar dacă folosești da. nu ești iubire autentică. Crezi că ești iubire, dar nu ești, da? Și uite, mai bate la ușă și cu asta, și cu asta. Și... Dar eu de la bun început nu am uh, inițiat. Adică tot ce am trăit în această relație, am trăit-o din iniția inițiativa lui. Mhm. Uh -huh. Adică deci, ce înseamnă? Nu-l nu sunai, nu programai nimic, nu veneai nu. cu propuneri, nu nimic. Nu. Niciodată. Uh -huh. uh, și aici mi-am luat eu o temă. Adică, la modul am zis, indiferent dacă rămânem sau nu împreună, eu cu ajutorul lui o să învăț da, manifestările feminine. Da. Dintre care eu să nu mai inițiez să nu mai... Și este foarte frumos, pentru că vine din partea lui. Adică... Și culmea a fost... Că asta zic, cât, că... deci Dumnezeu le face atât de frumos, pe mine mă, mă fascinează lucrarea lui. Da, 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 mă fascinează. Pentru că în momentul în care nu am luat-o personal în acel moment, da, mi-a spus, eu nu am sentimente față de tine, deși ne înțelegem foarte bine, uh... Nu m-am simțit uh, afectată, nu m-am simțit jignită, nu m-am simțit în. Și, din contra, am avut acest timp, impuls să-i spun, apreciez foarte mult sinceritatea ta. Mi-a spus că ai fi putut să o ții pentru tine și, în continuare, să ne folosim reciproc. Da? Da. Pe când? Da. Tu mi-ai oferit e... ocazia la riscat da? cumva, riscat cumva, adică. Exact. Mi-a oferit șansa să aleg. Da. Păi ce femeie nu-și dorește să aleagă, adică să fie ea cea care decide, da? Da, da. Da. Și într-adevăr primul instinct ar fi fost să mă retrag. Mm -hmm. Recunosc că ăsta a fost, că na, zic dacă nu sunt sentimente, ce rost are să o lălăim, da? Da, da. Și am avut două săptămâni în care noi nu ne-am văzut pentru că el are copii cu gardă alternată, alternat, adică o săptămână la el, o săptămână la mămica. Da. Uh, și au fost două săptămâni de vacanță iar ei au decis să rămână fiecare cu câte un copilaj ca să fie 100% cu el și apoi să schimbe următoarea săptămână. Deci era o chestie doar de părinte, copil Foarte frumos. Și cam după o săptămână, el a revenit și mi-a spus ce au ce, sunt, ce fac în momentul acela și zice, de aceea nu am, cum a zis, la modul că de aceea nu am făcut proiecte să facem lucruri împreună cu copiii, adică să da. vin și eu. Știi? Și na, eu m-aș fi gândit că nici nu era nevoie de explicat, că oricum a zis că nu are sentimente, deci ce rost mai are, știi? da, da, da și a și a ținut să explice de ce nu ne vedem și atunci mi-am dat seama pentru că nu am luat-o personal în momentul în care mi-a zis nu am sentimente din acel moment energia lui s-a schimbat extraordinar m-a căutat și mai des am făcut lucruri și mai mult împreună fie doar cu el fie cu copii energia lui s-a schimbat la un moment dat mă întreba lucruri și mă uitam mai și zice, știu că nu ești obișnuită să întreb despre tine, dar chiar mă interesează. Adică niște, știi? Parcă a mai trecut un pas, am mai... Dar repet, totul din partea lui. La atingeri mai... la modul de mai protectiv, mai... S-a schimbat, oricum. Și la un moment dat a fost necesar ca eu să plec și plecarea mea este cam pentru o lună jumătate și când i-am spus că plec, mi-a zis și mă lași singur o lună jumate. <laughs> și am zis, nu te las singur, pentru că oricum tu ești bărbat și le faci pe toate perfect. Și avea așa un zâmbet în colțul gurii. Da. Și eu fiind ocupată cu școala, a fost minunat timp de două săptămâni să descopăr uh, prima mea școală în limba franceză și examenul, apoi acasă cu familia, da. Și la fel, i-am dat la un moment dat un mesaj pentru că era ziua internațională a tatălui, că e o ziua tatălui. Uh, și atât, adică eu îi dau doar așa, <gânde> câte puțin. Dar nu o fac special, adică nu-mi iau gândul, eu nu îl sun pentru că nu. Adică să îl atrag. Sunt nicio formă. Pur și simplu, nu este o chestie, îmi dau seama că în momentul în care este necesar să ne auzim sau să ne vedem, vine din partea lui. Așa a fost dintotdeauna. Nu. Și, este... și mă... mă descoper și eu. Și am, am momente când îmi vine în minte, și parcă că l-aș contacta, și nu durează, nu durează mai mult de două ore, și mă contactează el. Adică, până să iau eu inițiativa. Vreau să te întreb, dar oare ești pregătită dacă, să zicem, că se schimbă energiile mai mult, mai mult, și devine relația mai sudată, mai are mai relație arată? ești pregătită să nu te lipești? Uh, să nu mă lipesc? A, ah, frumoasă întrebare, pentru că până acum am fost întrebată dacă sunt pregătită cu adevărat de relație. Adică nu, de relație. Nu, de, de, care... de lipit, că acum ești într-o relație, ești pregătită. Dar faptul că el, a, așa a fost situația, a păstrat un fel de distanță cumva, adică cumva te-a și pe tine, știi? Să, să poți Foarte. să stai. Da. Dar dacă el începe să se apropie, cum mai e? În ceea ce mă privește, cred că mă lipesc. Eu mă lipesc foarte repede. Observ că programelul ăsta de relație de cuplu și de familie este foarte pronunțat în ceea ce mă privește. Dar, de data asta, nu mi-este frică, pentru că văd semnele. Și ce vine, ce noi considerăm că sunt situații dificile, mm. eu știu că acestea sunt modalitățile prin care Dumnezeu mă atenționează. Da? Eu nu cred că sunt momentan în stare să nu mă lipesc. Da, da. Nu sunt acolo. Nu cred că, nu știu, una n-am întâlnit încă pe nimeni. Da. Da. Ceea ce mă privești. Adică, la mine, acesta este programul. Eu, repet, eu când eram mică spuneam că obiectivul meu în viață este să mă, mă să mă mărit și să am copii. Wow! Nu bani, nu. Da. Da. Și îi, spun, îi spuneam tatei când o să fiu mare, o să mă mărit cu un, cu un bărbat care stă în Hawaii. Și spunea, <laughs> dar de ce Hawaii? Și spuneam, pentru că eu o să mă mărit cu soarele. Eu vreau căldură și știam că în Hawaii este tot timpul cald. Da. Da. Ani. Și ani. uite-mă pe insulă, unde este tot timpul cald. Da. 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 Nu. Eu mă lipesc. Și îmi dau seama că tocmai de aceea Dumnezeu mi-a adus în viață un bărbat care să țină această distanță, da, pentru o perioadă, dacă a trecut aproape un an de zile. Da? Această distanță. Să, să, să știu ce vreau cu adevărat. Cum faci față, Miha, ca să nu-ți faci vise? Păi să uite, când, doar îmi azi. Vise, când îmi fac vise, apar situațiile. Uite, are și programele cu... M-a adus în situația să văd când face om dulci, m-a adus în situația în care să-mi spună că nu are sentimente... Uh, ca să nu-mi doresc, îmi zice că nu dorește să fie în cuplu oficial. Adică, când vin lucrurile astea, înseamnă că eu o am o dorință. Eu sunt atașată de scop. Pentru că în momentul în care am venit aici, acasă, în vacanță, am început, fiind la distanță, da, că e foarte bine să ne separăm din când în când, așa, ca să uh, pentru că nu mai suntem polarizați. Adică în momentul în care suntem tot timpul acolo împreună, la un moment dat ne devenim unu. Devenim unul în toate. În programe, în prostii. Da. În... Da, da. 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 Și când ne detașăm, devenim un pic la noi și îmi pun întrebări. Și mi-am pus întrebări foarte sincere. Și mi-am pus, una dintre întrebări a fost dacă nu ar fi fost copii, el ca bărbat ar fi fost la fel de interesant pentru mine? Și răspunsul a venit, nu. Adică, adică... Un adică copiii pentru tine reprezintă un mare atun în această relație? Da. Tu cumva ți-ai luat adio să mai ai copiii tăi? nu l-a apărat că mi-am luat adio, nu mă mai gândesc. Adică dacă, dacă da. vine un om, um, nu e, adică dau peste 2 ani da, da. cu drag. Dar nu la mod. Dar tu gândește-te, Iuliana, că eu sunt înconjurată tot timpul de copii, adică jobul meu este cu copii. Da, da. E clar că pe, pentru mine subiectul copii este la fel probabil acolo ceva. De acum, din alte vieți, nu știu. Și nici nu mai îmi pun întrebări. Doar le iau exact așa cum vin. Mm -hmm. Dar de asta spun. Este necesar ca eu să fiu sinceră cu mine ca femeie. Da. Că stai să te gândești. Mă, de ce atrag eu un bărbat care, din punct de vedere emoțional, nu este pregătit? Da. Da? Și următoarea întrebare, asta a fost. Dacă ar fi fost singur, fără copii, pentru mine acest bărbat ar fi fost la fel de atractiv? Și am zis, nu. Da, și apoi îți răspund singur. Aha. Deci dacă tu pe el, cu copii sau fără copii, nu ar fi fost la fel de atractiv. Bă păi atunci înseamnă că este o grinda mea. Și că distanța lui este neiubirea mea. Da, asta mă gândeam. Înseamnă că. Poate nu-l iubești nici tu pe el, doar. Eu nu am, nici, eu nu am niciun dubiu. Din comportamentul lui, eu da. știu că este vorba despre mine. Adică eu nu am niciun dubiu că eu nu sunt acolo investită 100% în relația bărbat-femeie. Dar uite cum descoper. Datorită comportamentului sau datorită situațiilor pe care îmi da. vin. Că am da, și eu da, de, unde da. să le știu, de unde să le știu pe toate. Dar de asta zic, Dumnezeu mi oferă posibilitatea să descopăr Și atunci revine. Aha, înseamnă că probabil am programelul, da? da? Au majoritatea femeilor, în momentul în care apar copii. vezi, nu contează că îi fac eu sau nu îi fac eu. Da, da există, la nivel global, acele gregori, copiii devin primordiali înaintea bărbatului. Da, da, exact. Vezi? Iar eu am ajuns în familia lor, erau deja făcuți, adică nu sunt ai mei, nu sunt creații, procreații. Da? Și uite cât de ușor intrăm în aceste gregori, da? Da, da. Să pui copilul Primordial. Da. Și mi-am dat seama din comportamentul lui că el pune copiii primordia și zic, aha, uite ce mi-arată. Da. Pentru că se că pentru bărbat, femeia este principal. Așa e. Da. Și înainte să plec, <coughs> eu aș fi plecat sâmbătă. Duminică ar fi fost ziua de naștere a celui mic. Mm. -hmm. Și știa că eu plec uh, sâmbătă. Vineri ei au decis să facă aniversarea cu mica cu tăticu să fie împreună. Și joi m-a sunat și mi-a zis uh, dacă doresc adus să mă duc să servez ziua bățelului. Și? Adică, eu nu am ce face. Nu am ce să inițiez. Nu am da, ce. Da, da. Totul e bine. Și, deci, acela a fost joi. Și în ziua aceea, când am rămas singurei, a fost după cele două săptămâni în care ei au petrecut doar cu copilașii, și când am rămas singurei, mi-a spus, mi-ai lipsit. <laughs> Pentru prima dată, adică a fost și bineînțeles că ego vrei să spui că ți-a lipsit altceva. Și l a spus, nu, tu mi-ai lipsit. Și am zis, ok, deci, repet, din momentul în care n-am luat-o personal, în momentul în care a spus că nu are sentimente față de mine, s-a schimbat ceva în aer. Eu mă gândesc oare, nu cumva el pare într-o într negare că nu are sentimente pentru tine? Nu, nu, gă... nu contează el. Că el este oglinda mea. Păi, asta vrea. Fac... Păi, eu asta acolo vreau să mă întorc, că poate și tu ești într-o negare, poate că ai undeva acolo, adică știi că ego-ul ăsta e foarte jmecher, foarte parșiv. Adică, dacă nu-și găsește în locul unde-și găsea de obicei hrana, se duce și pe alte părți și te ia și te sucește. Și mă gândeam că tu acolo nu te-ai dat 100%, știi? Adică Pico. te, pro te protejezi cumva. Pico. Da. Și revenim la ceea ce... Vezi, mie -mi tot vine asta cu sinceritate. Da. Și el e sincer, eu, și tot am a chestii să, fi sincer cu, să fiu sinceră cu mine, știi? Dar <coughs> Pentru că am fost atât de învăluită cu atât de multe măști și am apelat la atât de multe <gângă> măști și programe, încă nu am ajuns unde să-mi dau seama că sunt eu cea autentică, da? Și el mă ajută să mă descopăr. Și că este foarte interesant că ceea ce spune nu se pupă cu ceea ce face. Adică exact. comportamentul este diferit față de ceea ce exprimă. Și... Revin întotdeauna, el mă ajută să revin la mine și am zis ok. Și mi-am pus această întrebare, vis-a-vis -vis de copilăși, vis-a-vis de viața de familie, de cuplu. Repet, la mine era să mă mărit și să am copii, da? Nu doar da. să mă mărit. Nu să mă mărit. Să mă mărit și să am copii. Ai absolutizat, da? Ai absolut. De... Cred că să fii mamă mai mult decât să fii soție. Exact. Dar de ce? Ca să demonstrez că eu pot fi un părinte mai bun decât părinții mei. Exact, exact, exact. Da. da. Și în momentul în care uh, am simțit această distanță, și nu neapărat simțită, exprimată de către el, da, uh, am revenit la aceste întrebări și atunci mi-a venit răspuns. Pentru că el a fost sincer de la bun început, nu formăm un cuplu, dar așa. La mine, instantaneu, s-a pus un perete și nu dau mai mult de atât. Da, da. Noi spunem protecție. Eu da. spun lipsa iubirii sau iubire cu condiții. Da. Da, îți dau. Cu bucăți. Sau ca... cât îmi dai îți dau. Da, da, da. Îmi dai, îți dau sau cât îmi dai, îți dau. Și da. atunci revin la mine și am zis, păi stai mă, păi nu vorbeam noi iubire necondiționată, 100%, indiferent da. de ce primesc da. și fără, fără condiția de a primi, dar așa aflu, așa descopăr. <laughs> E minunat cum lucrează Dumnezeu cu... Ideea asta e genială să ne pună oglinzi oriunde, să... Se... ne întoarcem să dăm de oglinda de-a noastră. E genial. Da. Numai, el, numai, el, la nivelul lui putea să gândească, adică să ne pună într-o școală în care cum te întorci, dai cu nasul de un profesor care te învață ceva. eu zic cum te întorci, dai cu nasul de tine. De tine. Da, un profesor care te învață despre tine. Da. Da. Și de aceea, uite, cât, cât de mult m-a ajutat să nu știi că am mai vorbit noi, cred că ultima dată despre reacție, dar acel impuls ca și uh, feeling sau um, sau din ego, știi, uh -huh. să reacționezi da. Și... da. Prima tendință a fost ca eu să renunț și să mă, mă duc în banca mea și să nu mai am de-a face cu, cu el. Da, da. Dar n-am acționat. Mm -hmm. Am lăsat da. să fie. Și în momentul în care am lăsat să fie, el a continuat. Da. Și a continuat și mai uh, altfel. Da? Și uh, am. Că așa prima dată știi, stai să te gândești că, da, să zic, viața cotidiană, societatea, dacă spui o astfel de poveste, ți se spune clar. Se folosește de tine, da, la, da. Și femeie, până când îți găsește alta sau și te lasă. Adică, da. Din asta. Așa sună, așa este. Și, într-adevăr, și când eu o scot pe gura mea în acest moment, mă reduce în trecut. Da, redus, da. Când spuneam, păi, ce, sunt fraiera ta, că nu știu ce, că na-na-na-na-na-na-na-na-na. Într-adevăr. Dar acum nu mă mai interesează. Dar, dar ce faci cu... Uh, mai ai reacții pe corp? Că ego-ul dă niște reacții. Acum uh, mai stă păi... ceva pe la stomac sau, eu știu... Da, în programele foarte profunde și de care nu mai sunt conștientă, cum a fost cu criza de gelozie. Da, da. Cu ajutorul corpului mi-am dat seama că mai e ceva. Că, mm -hmm. culmea, eu credeam că este la nivel mental mai dificil. Știi că el, exact. el, tot acolo cu ciocănelul. Dar de data asta a fost invers. Aici a fost liniște pentru că am devenit conștientă că este programelul meu și zic, opa, mai există ceva, da? Deci acolo a fost da, da, acceptare. Da. Dar la nivel interior am simțit-o forfăt, așa, știi? Nu la intensitatea care a fost acum câțiva ani de zile, mm -hmm. dar a fost. A fost. Dar a fost. Și pentru că mi-am reprimat-o, că eu am zis că e ok a venit el cu întrebările lui și ca el, inconștient, bineînțeles, dar Dumnezeu le face întotdeauna, a venit el cu măi, dar nu mă lăsa în pace, adică îmi punea tot felul între de întrebări și, dar cu o așa uh, nici mai știu să zic în română, bunăvoire, adică nu la modul să mă sece la creier, să mă piselească să, nu, deci erau niște întrebări așa cu o bunăvoință, cu știi la modul da, da. toate la suprafață, nu Hai ține. Să vedem ce e acolo, hai, ah, <laughs> da, 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 da. Și mi-am dat seama că am reprimat pentru că din mine nu putea să iasă nimic, nim nu e așa, ceva. Maha, nu pentru cei care ce ascultă, răzut. care ar fi fost uh, reacția ideală, că acum tu ai zis că ai reprimat, dar ideal, cum ar... ce ai fi putut face? Ce ideal ce, ce am făcut în momentul respectiv și l-am rugat să-mi ofere puțin timp, pentru da. că în acest moment nu reușesc să integrez ce s-a întâmplat, nu reușesc să integrez ce a ieșit la suprafață. Da. Pentru mine asta a fost idealul. Că n-au fost țipete, urlete, n-au fost reproșuri, n-au -au fost. Da, ce, da, da. Ce făceam înainte. Da. Și în două zile ne-am revăzut și am nu, la tablă, la tablă, la masă, așa. Deci, lucrurile și nu cu împunsături, nu cu... Cu sinceritate. Sinceritate, da. Dar a fost necesar să, să fiu sinceră cu mine, în primul rând, ca apoi să fiu sinceră cu celălalt, Da, știi? da. Vezi că mi se pare așa egotic vorbind că e cel mai greu lucru să fii sinceră cu tine însăți. Adică să te uiți în oglindă și să spui, bă, aia eu sunt. Da, dar prima greutate în acest aspect mi se pare din punct de vedere că nu știu cine sunt. Ai, ai da. S-ar putea nu să nu, te re... de... să ne recunoaștem. Exact. Exact. Da. Da. Dar în momentul când aflu de Cine sunt autentic e liniște. Indiferent de situație, cât da, de gravă da. are ea, în momentul în care eu sunt devin sinceră cu mine, se face liniște. Da, da, exact. Și nu-mi este frică să expun ceea ce sunt, nu-mi este frică să pierd pentru că spun ceea ce sunt. Uh -huh, uh -huh. Și, și la chestia cu ai spune bărbatului, uh, sunt la fel două variante. Una este să-i impun bărbatului, și mm -hmm. una este să-i spun, în acest moment nu sunt în stare. Te rog, da. mi puțin. Da? Adică, că îi spui bărbatului ce să fac, în loc să-i răspunzi. Că spune întrebări, răspunde. Da. da, da. Acolo. Păi nu că dacă aș răspunde, aș răspunde din mental în momentul ăla. Deci este necesar să fiu sinceră. în acest moment, indiferent cât de bărbată sunt eu și de obicei sunt în control și le pot gestiona pe toate, da. Da, în acest moment nu reușesc. Am nevoie de timp. Da. Da. Într-adevăr, ăsta e un pas, un pas foarte mare. Și nu numai pentru tine, pentru noi femeile, că noi suntem foarte impulsive. Primată dăm cu barda și apoi apoi ne gândim. Când, de fapt, punem cumva căruța înaintea calului, știi? Ar trebui să încercăm să gândim, să discernem cumva și apoi să venim și să dăm un răspuns, da. Dar și am. uite, acum când revizuiesc cu, cu tine, îmi dau seama deci înainte dacă m-ar fi scormonit un bărbat așa cum a scormonit el, aș fi zbucnit aș fi izbucnit și aș fi urlat și, știi? Dar tot din acea formă ar fi devenit dezamăgirea că am făcut lucrul acesta și că n-am putut să mă liniștesc, da, da. să vorbesc normal, armonios, da? Și îmi dau seama că așa te-ai fi gândit, băi, dar nu ieșea nimic, adică era un blocaj extraordinar. Și și asta a fost frumusețea, pentru că Dumnezeu mi-a permis să observ, să cunosc că nu este necesar să spui neapărat ceva. Da. Și uite că dacă nu o iei personal și uh, nu ți-e nimic pe gură, lucrurile sunt tot ok. Sunt ok. Știi? Și că nu e musai să. Că noi mai avem chestia asta, știi, să nu o lăsăm pentru a doua zi. Să spunem acum, acum, tot, să, să, da, să, să reglăm da. lucrurile acum. Avem această tendință, știi? Chiar dacă este într-un mod armonios, dar acum, acum avem da, chestia asta. Da, da. Dar uite că poți să o lași pe acum și să revii peste două zile când tu ești în armonie. Adică când nu mai e acea tendință, că știi, din tendința de a te proteja, ataci. Sigur. Și prin acest blocaj, când efectiv. mai deci, Aveam mintea zero, Iuliana, deci nu, nu 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 reușeam să leg două cuvinte sau să le găsesc ca să le exprim. Deci era un blank total. Dar uite de ce, pentru că mi-a oferit ocazia să văd cum este și altfel. Da, da. Că dacă aș fi apărut cuvintele în momentul respectiv, i-aș fi uh, vorbit uh, armonios, dar din mental. Exact. Doar ca să le el niște răspunsuri. Și la pe o femeie nu prea poate să o bată nimeni dacă vrea să dea ea argumente la ceea ce crede ea. E înțeles, e înțeles. Și da. uite, nu mi-a permis. Da. Așa că să nu le luăm ca pe niște lucruri urâte, adică că, vai, n-am putut, n -a... Nu, 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 că este un scop divin în spate la fiecare, da. adică eu de aceea, aici este simplitatea care a apărut în viața mea, am certitudinea că din punct de vedere divin, lucrurile nu se întâmplă pegeaba. Nu sunt întâmplătoare. Exact, adică da. totul are un scop divin. Că nu ajung eu să îl deșifrez azi, mâine, peste 5 ani, nu contează. Da. Și asta mă ajută, știi? În viața cotidiană. Adică, nu am niciun dubiu. Da. E foarte interesant. Eu cred că o să fie foarte interesant pentru multe femei, pentru că situația este, egotic vorbind, e destul de complexă și complicată pentru ego, pentru că. Ar avea ego, știi cum e? Ar avea foarte multe uh, de unde să se hrănească. Yeah. E ca și când are o sticlă și el le vede și nu poate să le ia, știi? Are, vede prin sticla aia. Prin... Da, și uh, e foarte interesant cum a explicat. Mi se pare că ai explicat foarte frumos toate aceste... Uh, e ca un dans, știi, cu ego. -ul. E exact ca un dans ce să a spus cu dansul. Uh, am o prietenă care era în prag de divorț uh, și cu un bebel de 2 ani de zile și la fel uh, ceruse să cumpere casa în care locuiește și nu reușea de 2 ani tot uh, anula. Și mi aduc aminte că anul trecut sau acum 2 ani când am fost în tabără cu Marius am lăsat telefonul în, cam, în cameră și am vrut să mă duc la toaletă. Și în momentul ăla a, sun a sunat ea. Și am stat 15 de minute de vorbă cu ea și i-am spus lucrurile, zăi <coughs> seama, cu încărcătura din tabără. Nu a da. fost necesar mai mult de 15 minute <coughs> ca să înțeleagă treaba. Plângea la telefon și era foarte. Am ascultat-o, i-am spus lucrurile. Și până am ajuns eu acasă, da, din tabără, uh, soțul ei uh, dăduse un examen pe care tot el l-a anulat de câteva luni de zile, i-au dat casa, nu mai vrea să divorțeze, deci niște lucruri, așa parte. Dar, da. imediat. Da. Într-o săptămână a fost chestia asta. Și mi-aduc aminte că în explicație ei, pentru că este foarte talentată, cântă la vioară, este, este tot kinetoterapeut, mm -hmm. dar scrie poezie, dansează și eu am zis, măi, Trebuie să ia suferința la dans. Așa da. cum dansezi tu când ești fericită, așa trebuie să iei și pe suferință la dans. Să dansezi cu ea. Nu să o reprimi, nu să o bagi sub preș. Ia-o la dans și întreabă ce dorește să-ți arate. Deci da. exact cum ai spus și tu, acum cu dansul. Mi-a plăcut asta cu dansul. Da. da. Dansul, știi, la început poate să fie un tango foarte pasional. Așa, știi, când te pune suferința te dă pe spate când tu pe ea știi, da. dar în timp o să devină chiar un vals, elegant așa, știi, ne privim ochi în ochi și știm că, de fapt, ne este un prieten și nu un dușman suferința asta. Cred că cred că punem cuvântul ăsta în suferință o etichetă negativă. Da. De aici da. vine toată, tot chinul nostru. Când de fapt, ne este chiar un medicament, așa. Da, pentru că fără, fără ea nu ne, nu, nu ne trezim. Adică, nu știu dacă folosesc cuvântul potrivit, da. dar până nu te doare, fie din punct R de vedere. Fizică, rău de dar tot, dar... până nu te doare rău de tot. Nu, 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 nu. Nu-ți pui un semn de întrebare. Adică, da, da. Da. Și rămâi în acel rol de victimă că se întâmplă împotriva ta și că te pedepsește Dumnezeu. Nu, nu, din da. contră. Aici Aici am impresia că ăsta este secretul, știi? Da, da. Uh, sunt de acord că momentul în care noi nu o să mai împărțim în bine și rău nu cred că o să mai existăm, adică din punct de vedere fizic. Dar da. mai este și lucru că... Uh, Suferința să nu o văd exact cum ai spus tu negativ. Adică da. să o iau și la dans și din ea să, să mă descoper. Uh -huh. Unde, știi? ne. Da. Și așa pe Și mai îmi dau seama de ceva astăzi, mai îmi dau seama ceva mâine, peste 2 ani, peste 5 ani că oricum asta este viața. Adică cine crede că dacă acum pune în practică da, învățăturile școlii iubirii, gata, așa schimba viața. Da, da. Pentru că altfel nu aș mai fi. E vor, nu aș sigur. mai fi corpul uman. Da? Că da. la un moment dat era întrebarea că tot mai aud întrebarea cine ești sau ce ești. Știi? Eu nu știu. Adică pot să spun așa ca definiție din ce rezonez cu ce am ascultat, ce am auzit până în acest moment. Da. Dar el, când mi se pune de la aia, zic nu știu, știi? Dar îmi dau seama că sunt una dintre miliardele de variante de manifestare a lui Dumnezeu. Adică și-a ales să da, să manifeste asta, asta și asta. Adică din multele, multele variante de manifestare a lui Dumnezeu, știi? Dar așa, și când stai să te gândești că, de fapt, nu e vorba despre tine, ci este vorba despre Dumnezeu, păi parcă ia așa câteva kilograme după umeri, așa. Da. <laughs> Și mai, mai am momente când zic, băi, dar chiar așa? Chiar vrei tu să experimentezi treaba asta? <laughs> Azi, navigând, că asta e cuvântul acum, navigând pe TikTok... <laughs> Mi-a picat uh, un videomititel, așa, cu actorul care îl joacă pe Mr. Bean. Cum îl cheamă? Îmi da. scap acum. Nu știu, e, el iau. îl cita Era... pe Charlie Chaplin. Când spunea că Charlie Chaplin, Charlie Chaplin ar fi spus așa, uh, dacă privim viața de aproape, ne pare o tragedie dar dacă ne dăm un pas în spate și o privim așa puțin mai de departe, zice, vedem că este o comedie foarte bună. Așa, uite, mi s-a pe la... <laughs> și așa este, vezi, când, uite, nu mai vedem nici suferința, suferință aia cu bube pe ea și asta, chiar ne dăm seama că totul e chiar un joc. E chiar fain. Exact. Adică, prin prisma școlii iubirii, este această detașare. Să nu... Da cu ego-ul, da? Și îmi dau seama ce înseamnă ego-ul. Păi, ego are cerințe, ego are dorințe și ego își dorește binele său. Nu se mm. mai gândește la cel din față. Uite, ca acum, cum s-ar fi manifestat ego-ul meu? Exact așa. Ar fi găsit scuze și ar fi făcut uh, reproș. Uh, îți va joc de mine, te folosești de mine, da? Dar mm. nu sunt suficient da. de bună pentru a fi oficial. Da? Da? Da. Așa Știi este. Ce este acolo? Păi, hai să, să să îl ascult activ pe bărbatul respectiv, să văd ce este în spatele unor cuvinte. Mm -hmm. Mai ales conștientă fiind că atunci când eu mă exprim, pot să fac o poveste din cu ajutorul cuvintelor, adică o iluzie, nimic da. adevărat. Da. Hai să văd ce este în spatele cuvintelor. Da? și din padel că zici dacă și bărbatul are programele lui. Da, așa o explicație la modul de programele lui sunt pe același nivel cu programele mele, adică să da, nu am nicio... da. că el nu dorește să fie oficial pentru că a suferit și este încă în suferință. Da, uh -huh. dar eu de ce am atras un bărbat care este închis din punct de vedere emoțional? Pentru că eu am nevoie să învăț iubirea. Da. Să iubesc. Nu contează ce primesc din partea lui. Treaba mea este să iubesc. Să învăț să iubesc. Orice ar fi. Și când, da? mai și gândim că ei și au aceste roluri, uneori care, niște roluri care nu sunt foarte comode, să fim serioși, da? Uh, parcă iar se schimbă cumva optica, știi? Și vedem în altă lumină totul din jurul nostru. Adică, practic, noi obligăm niște persoane să vină să joace rolurile astea în viața noastră, doar pentru a ne învăța pe noi iubirea asta, care până acum am fost cam repetenți. Așa, așa da. este. Am mai descoperit un program pe care mi-l aduce la, la suprafață, și anume agresivitatea față de copii. Mm -hmm. Eu mi-am dat seama că a rulat acest program la mine și anume a fi mai bună, un părinte mai bună decât părinții mei, era legată de agresivitatea pe care a manifestat-o în timpul copilăriei. Adică acum și... o respingeai. O respingeam Și mi-am dat seama că în cele din urmă uh, amânam acest moment de a deveni părinte pentru că am conștientizat că în mine există agresivitatea. Da, da. Și uh, mi-a fost teamă, nu că mi-a fost teamă, eram sigură că eu pot fi agresivă cu copiii mei și iar scuza egoului să nu fac ce-au făcut părinții mei. Da? Deci totdeauna ego se uită la ceilalți și îi acuză și îi critică pe ceilalți. Iar bărbatul respectiv nu are răbdare cu copii și copiii îl duc la extremă. Îl duc la extremă da? Și uh, ajunge să se enerveze, să ridice tonalitatea, și uh, poate chiar să scape o urechiușă sau așa. Și îmi dau seama că este programul meu <laughs> refuzul, da? Dar am avut Ceva acolo revoltă când. Simt. Simt, la nivel visceral, la fel. Da. da. Dar am așa certitudinea că bărbatul e cea mai bună alegere în momentul respectiv. Și că totul este vorba despre mine, încât îmi dau seama că doar acceptând se disipă. Și la fel, ți-am spus, eu mi-au teme în această relație pe care eu o am în acest moment, că așa da, învăț. Da, da, da. Și ca să vezi ce frumos le face Dumnezeu, adică eu am dovezi peste dovezi, de aceea zic că sunt fascinată și rămân fascinată în continuare. Uh, cel mic vine în brațele mele. Da? Salvatorul. Da, da. Deci mă pune Dumnezeu la încercare și devenim conștientă de lucrul acesta și îmi dăm-seama că uh, ce am trăit eu nu este ceea ce trăiesc ei, el, copilul nu este eu, da, deci mă detașez total de acest lucru. Da. Da. Și că datorită lor, eu îmi descoper ce mai este acolo ca și programel, și neacceptare și uh, judecată. Și atunci cu el în brațe, mă duc în fața tatălui, da, și îi spun, că tatăl și toate acțiunile lui este pentru protecția lui. Uh -huh. Da? Și îi spun, dacă tati a acționat în acest mod, a acționat pentru a te proteja și pentru că te iubește. Da. Știi că copilul vrea să fugă, da? Copilul vrea să fugă în brațele salvatorului, adică eu care am programul, da? Și neacceptarea. Da, da. da. Și da. mă pune la încercare, adică îl iau pe copil în brațe și zic o oh, vai de tine, lasă că te iubesc că tată eu. rău, lasă că îl batem da, noi și alte prostiuni. Să mă uit la el și să zic, adică nici măcar să zic și să zic iar. Da, da. Da. Știi? Adică încolo. De fiecare da. dată. Da. Ha. da. Și mai ales că el e foarte conștient de acest programel al lui, știi, și nu se simte ok când ajunge să o facă. Dar îmi dau seama că ajunge să o facă în fața mea, tocmai pentru că. Și atunci cum să-l acuz eu pe acest bărbat? Da. Care da. el și acest rol încât eu să fiu acceptat. E, și făcând lucrurile astea, în șase luni de zile, nu știu dacă s-a mai întâmplat de două ori sau o chestie din asta, știi? Da. Și pentru că asta, din nou, noi, femeile, avem tendința de a proteja copiii în fața bărbaților. Iar da. Marius spune de fiecare dată să nu avem acest, să, să nu avem, cum să zic, bărbatul chiar dacă ia o decizie pe care se adeverește că este proastă acum, ceea ce el a ales acum mă salvează pe mine peste 5 ani de zi. Da. Datorită faptului că acum a fost o decizie mai puțin ok, da. este o salvare peste nu știu cât timp. Dacă eu accept. Și mai, e și mai e și, varianta. Când, de exemplu, femeia se hotărăște să dea frâu bărbatului, ia tu și ține -l. Dar mai așa, știi, eu o dai cu jumătate de măsură, parcă ai mai ține și tu de un colț, așa, știi? Și atunci Dumnezeu îl pune pe bărbat să greșească, ca să ți arate ție. Ia să văd și dacă greșește. Îl iubești sau nu îl iubești? Sau îl vrei doar perfect tu? Să, ah, exact. Foarte da. bine, da. Da. Pentru că de obicei știi, mai ales la început când dai frâu bărbatului, ai tu ai ținut toate hă hățurile și acum vrei să i le dai, parcă îi le dai așa, o putea, nu o putea, îndoit, așa știi. Și dacă le dai îndoit, atunci îl pune Dumnezeu să stai puțin, să-ți rupe o îndoială pe genunchi. Da. <laughs> și o să-l pună să dea cu bățul în baltă ca să zică, păi, acceptă-l. Orice ar fi, trebuie să înțelegi că acolo e Dumnezeu. Așa este. Și mai este și varianta când, după ce am aflat noi cum stă treaba, îi impunem să ia frâiele. Da, da. Adică, și tot ce noi am construit din punct de vedere egotic, adică lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, dintr-o dată, nu mai vreau, ia-le tu. Da, el e nepregătit, dragul de el. E... Da. Păi programat nu știu câți ani de zile în... Ia mâna, ia mâna, e mâna, mâna. Mâna. Exact. Ia le tu da. acum și zice, stai, așa, unde suntem. Da. Și aveam pretenția Ca imediat ce noi le dăm, ei să acționeze pe măsură. Și suntem iar dezamăgite, că ei, dragii de ei, nu știu, nu sunt pregătiți încă. Mie mi-a mai zis și Mariu, zice, păi l-ai ținut în Colivie, acum da. e deschis ușa, el nu știe să zboare, trebuie să ai răbdare. O să iasă el. Sigur, până și în timp de până da. mai scoate nasul puțin, mai bagă capul înapoi, știi? Da. Și ar fi simplu să ne dăm seama de lucrurile astea dacă ne-am reîntoarce la noi și, băi, dar cum aș uh, face eu în acest caz? Sau uite, de exemplu, îmi dau seama, pentru că fiecare lucru pe care acum îl aducem, da, la cunoștința bărbatului, este nou pentru el. Da. Și este cum, cum mă comport eu într-o situație nouă? Adică, când uh, am început să conduc? Cum am mm -hmm. fost? Da. Am apucat la volan și așa am simțit că străzile sunt ale mele și că... Da, da, <laughs> da, da. Sau eram așa, stai un pic, să nu fac o rău lua cu... cu transpirații. Da, da, dacă zgârie o mașină, da. știa adică chestii din astea. Când am început jobul de asistent medical, cum a fost? M-am dus direct cu injecția și am băgat acolo... <laughs> și... În prag. <laughs> Da, sau mi-a tremurat un pic mâna, mi-a fost frică să nu greșesc, adică chestia asta. La fel, în funcția de kinetoterapeut, m-am dus și am luat direct și l-am rotit pe degetel sau... De asta zic, să revenim puțin la noi, mă, cum e la mine într-o situație nouă? Da, da. am nevoie de timp, am nevoie de înțelegere, am nevoie de susținere, știi? da. Și de o perioadă, știi ca orice post, orice funcție, o perioadă ai nevoie de un interimar acolo să-ți mai. până da. postul să iei toate în spinarea ta, știi? Adică mai împarte și femeia cumva aceleași hățuri până el învață să le ia de tot. Uh, Mi-aduc aminte că la începutul relației când nu aveam eu așa chiar integrată informația, ci era la nivel uh, teoretic, mental, uh, l-am văzut că spălea vasele. Da. Și gătea. Uh -huh. uh, și făceam uh, ce spune Marius să nu facem. Și anume, Marius spune că. <laughs> da, da, da. Dar eu mi-am permis să spun asta pentru că noi vorbisem deja despre și era da. cunoaștere și așa. Și i-am explicat despre energia subtilă, la modul că da. în momentul în care tu faci niște lucruri așa, intri în energia feminină și într-o relație de cuplu nu este tocmai uh, ceea ce se dorește. Da. Și el mi-a dat-o așa cu fric și zice, hai, nu-mi spune și că și tu ești cu feministul și cu nu știu ce. E, în momentul când am avut acest răspuns, am simțit așa în interior o chestie ca și cum, băi, dar n-a înțeles. Da, da, da. Da. Și mai făceam chestia să mă duc eu să spăl vasele și înaintea lui, pac, 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 până când mi-am dat seama, dar-ai un pic, omul acesta mi-arată o neacceptare a mea. Și în momentul când am acceptat, dacă vrea să spele vasele, să spele vasele, dacă vrea să gătească, să gătească, el mi-a venit și cu explicație. Miha, eu sunt tată singur. Este necesar să fiu și femeie și bărbat atâta timp atât cât sunt singur. Da, era forțat. Da, și am zis, băi, dar are dreptate. Are dreptate că este necesar. Fiind singur, și a zis cu doi copii, da? Deci ce vorba despre da. copii. Nu era vorba despre el. Și am zis păi, și mi-a zis pe păi, cine le gătești. Dacă eu nu spal vasele, cine le spală? <gânt> știi? Adică logic. Da, adică da. să nu mota, motamou. Adică cuvânt cu cuvânt. Pentru și mai că... ales să nu forțați, să nu impunem, știi? Da, că da. Asta... asta exact de a face bine. Da, da. <gânt> cu forța. <gânt> da, da, da. da. Adică să ascultăm feedback-ul. Asta e programul, programul ăsta să știi că s-a repetat la multe din noi de pe școala iubirii cu uh, să intrăm în feminitate, așa, da, cu, cu bocancii, știi? Cu... Acum, eu. gata, ieri am fost uh, bărbat, azi mi a făcut operație, imediat sunt femeie, știi? Da. S-a întâmplat, dintr-un exces de zel, adică sau dintr-o. Nici noi n-am știut, adică. Tu deja știi toți pașii prin care am trecut cu toatele și... Și uh. încă mai trece. Adică să se înțeleagă. Da, da încă mai avem. Mai avem. N-am ajuns la capăt încă. Nu, nu, nu. Și Dar asta este, vezi, aici în... ar, ar, ar fi necesar ca înțelegerea noastră să se manifeste vis-a-vis -vis de bărbați. Adică nu vorba de milă sau lasă că îl susțin eu, că știu eu. Da, da. Exact. Băi, cum e pentru mine când învăț ceva sau cum e pentru mine când impun? Cum e? Adică să nu fac nicio. Da. Ai văzut cum ai spus și cu mentorul, cu cel care mă învață, dacă când sunt încă elev. Da. Cât de mult contează să fie acolo cineva care, bă, indiferent ce faci, e acolo și te susține. Da. Da. Dar nici nu ți permite să pui viața cuiva în pericol, adică dar ai observat că de obicei cei care te susțin, au așa o susținere divină, mai nu vorbesc prea mult și nu, ei sunt acolo. Și îți, oferă, îți dau ție încrederea în tine. Adică știu că ești sunt, capabil. Cum sunt, Miha, sunt ca atunci când ai un copil și îl înveți să meargă pe bicicletă. Sunt aia din spate care țin bicicleta, ah, știi? Și da. la un moment dat nici nu mai știi că ei nu te mai țin, știi? Exact, Ce da, frumos. Da. Exact, 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 exact. Da. Și exact lucrurile astea. Adică, pentru mine este provocare. Uite, De exemplu, în perioada asta, provocare este relația cu mama. Foarte provocată. Da. Și am momente când în am momente când pot susține și mi-a plăcut foarte mult. Am văzut. Um, o, o frază din școala iubirii, cred că Marius l-a da, împărtășit-o și scria boala celui din viață, din fața ta este lipsa ta de energie. Da, da, da. Adică, și știi că te pune pe gânduri ce înseamnă asta. Și pentru mine este în felul următor. Nu este necesar ca eu să spun ceva sau să fac ceva din punct de vedere fizic. Este necesar ca eu să fiu în viața cotidiană un om bun și lumina pe care eu o acumulez din blândețea mea și, slu și slujba mea față de ceilalți îi ajută și pe ei. Da. Adică îi pot susține doar prin ce sunt eu la interior uh, autentic. Nu prin ceea ce fac la exterior. Uh -huh, uh -huh. Adică, de mă duc eu și fac acte de caritate. Da? Că zic da. că sunt o persoană. Da? Dacă la nivel interior mai am o critică față de diverse. Mai nu accept pe toată lumea, știi că au. Da. Da. Știi? Adică aici, aici e, este necesar să înțelegem cu adevărat ce înseamnă să fii om bun. Și mai e, știi, și chiar acum uh, am uh, avut un binar cu Marius și explica chestia asta că și actul de caritate e necesar, dar e egal cu zero dacă nu-l faci cu bucurie. Exact. Actul de caritate este... Adică nu-l bifăm, doar îl bifăm și... așa, știi? Exact. Aica. Dacă eu mă duc, da, dăm un exemplu banal, într-un centru de bătrâni și mă duc ca. Da, și acolo încep. Aolo, ia uite-i că nu se ocupă de da. ei. Aolo, exact. bine că am venit eu ca să... Da, așa. da. Aolo, da, uite și pe asta ce nu știu ce. Sigur. Nu, da. eu mă duc acolo și fac participa mea. Da, cu bucurie, cu găduință, cu tot acolo. Fără să mă uit la ce face sau nu face celălalt, fără să aștept ceva din partea respectivului, dacă mai e și da. chestia. Nu. Așa, un pic invizibil, nu știu, știi? Am impresia că, știi, să faci bine înseamnă să faci și să fugi, adică să nu. <laughs> să nu aștepți nimic în retur. Da. Da, și să simți tu bucuria aia în interior, că ai făcut, că ai fost de folos, că ai putut să te încarci. că da. E cumva, cred că trebuie încă o dată adus în, în față treaba cu universul, că fiecare suntem în universul nostru și cei care sunt în universul nostru sunt acolo pentru ca să ne învețe ceva pe noi, nu sunt acolo ca să învățăm noi pe ei, știi? Adică mie pentru mine, personal, să știi că chestia asta cu universul, pe mine m-a luminat foarte mult. Adică mi se pare, aha, deci nu mai am nicio pretenție la nimeni. Ce pretenții să mai ai? Da. La tine, Iuliana, că acum ai nepoțelu, îți da. aduce la suprafață programe pe care le-ai avut cu fica ta, de exemplu? Uh, da. Acum, în momentan, încă este destul de mititel el. Încă e doi anișori, nu... Uh, programele au ieșit mai târziu, au ieșit în școală. De fapt, erau programele mele cu care am venit eu și le-am tras după mine, așa, știi? Și le-am dat mai departe. Și referitor, în primul rând, cu ce? Asta cu bătaia uh, care eu m-am jurat că n-am să dau niciodată în fica mea și așa a fost. Dar ce am făcut? am dat din gură mult. Exact. Ea mi-a și spus, a, când mai discutam mare fiind, și mi-a zis, preferam să-mi dai o palmă decât să-mi dai atâta ciorbă de limbă, știi? A. Da, da, da. Uite, vezi că... Exact. Și asta și asta rănește, știi? Și critica noastră, și aia la infinit, așa că așa văzusem și așa am făcut. Am criticat-o la infinit când chipurile făcea ea câte o boacănă că acum, dacă mă uit în urmă, nici măcar nu erau boacă, știi, nu era nimic. Era o copilărie. Asta, programul ăsta, și o să încerc, cel puțin fiind și full-time bunică, o să încerc să nu să nu îl dau mai departe cu... să vorbesc mult, să atrag atenția, să... Și mă observ, să știi, și mă observ și văd că cel mic, indiferent ce trăznăi face, că-i mititel și asta e, ăsta e programul. Și asta mi-e și oglinda mie, știi, că vine să-mi apese tot așa butoane, ia. Da, 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 da. Și să știi că mă observ și sunt chiar destul de, de bine în interiorul meu. Da. Super. Am trecut la măzgăli pereți, am trecut la... <laughs> Da, de băieți. Da, da. Și nu mă deranjează, nu... Văd în mine, văd o schimbare, știi, față de cum eram cu fata. Da, asta vreau să zic. Că... Acum faci lucruri pe care înainte nu le-ai fi făcut sau nu le-ai fi acceptat. Sunt foarte îngădui... 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 îngăduitoare. Bianca îmi spune, ce, dar mie nu <laughs> mi-ai fi permis așa ceva, știi? Sau zic, învățăm, mamă, și noi învățăm. Uite, învățăm toată viața. Da. ți minte, uite, chiar mi-aduc aminte o fază cu Bianca care am venit de la servici și a plictisită fiind, mi-a scris niște litere așa pe perete, peretele era galben, dar i-a scris cu cretă galbenă, dar bineînțeles duanțele difereau. ochiul meu pus pe detaliu a observat, știi? Și vreau să spun că am făcut mare tamtam. -tam. -tam. Ei, acum când a văzut fica mea că pe cel mic l a lăsat și el mi-a scris de ta mai povestea în nu știu câte culori pe perete, atunci mi-a zis, a, eu te mie, zic că asta e, asta așa, atât am putut, știi? Atunci atât am putut. Da, oare ea este conștientă că datorită ceea ce face copilul ei acum cu tine, vindecă și programele pe care... Nu cred. Și faptul că nici... el mă zgălește și tu da. îi oferi această șansă, se disipă. Da. Ce nu ai ei. Da. Nu cred că e Adică e destul de complicat să explic ei învățăturile, știi? Da. Dar nici nu trebuie. E nici nu trebuie. trebuie și să le știi tu să le. Da. da, da, și de asta mă concentrez eu cât pot să lucrez eu, să-mi fac eu partea mea. Că sunt sigură că se duce și în față și în spate să dezleagă lucruri, știi? Da. Da. E ca o magie, Miha. Da. Putem face magii, știi? <laughs> exact. Da. Învățăm. Dar asta e minunat, că învățăm tot timpul. Da. Și eu zic că mă, mă descoper în fiecare zi. Da. Da. Nu am timp să mă plictisesc, știi? Uite, să știi că asta am descoperit-o și eu de când cu învățăturile și de când am început să mă întorc în interiorul meu și nu în afară. Când eram pe exterior, să știi că unul, doi, eram și eu cu plictiseala. Vai, dacă ce m-am plictisit, vai, dacă ce m-am plictisit. Acum, de când sunt pe interior, mă, a dispărut plictiseala. Nu mă mai plictisesc cu mine sau de mine, știi? Da, da, da. Adică, indiferent că fac sau nu ceva, da. E ok. Da, exact, da. Și sunt și eu tot așa, am văzut că și tu ai ajuns la îngăduința asta pentru tine, adică am făcut, am făcut, e bine da. și așa, știi? Și eu mă împac foarte bine și eu cu, cu, cu capitolul ăsta, știi? Am făcut-o, am făcut-o, asta e. Uh, învățăm și de cele mai multe ori am învățat din, uh, din aceste făcute, știi? Exact. Ideea este că am făcut și a fost necesar să înțeleg de ce am făcut la momentul respectiv. Da. Respect, da. Uh, ca să accept. Da. Și, mm -hmm. să, și să ajung la această îngăduință. Da. Uh, dar este cu dus și întors, adică mi o asum. Nu mă culp pe ureche ca să devină o scuză pentru următoarele fapte. Da. Da, exact. Da. Să... Bine, bine subliniat și de adus aminte, da. Da, atunci nu știam. și da. că este, nu știu de că este vorba aceea, Dumnezeu ți-a îngăduit până acum pentru că nu ai știut, dar de acum încolo știi, deci... Oricum vin facturile, știi? Cu... Nici nu a pus să te întorci că s a venit factura. da, 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 da. da. Și, într-adevăr, uh, diferența este că acum uh, le vedem în mare. Adică, înainte se întâmplau, dar uh, cum eram uh, neidentificăm cu situația în sine, nu, nu, nu. Tu o luam da, ca atare da. și ne duceam până în pânzele albe pentru... <laughs> cu dreptatea cu toate cele. Miha, tu știi că eu mă gândeam și mă uitam în spate și mă gândeam, zic, fiecare etapă din viața a avut farme cu ei. Adică eu n-aș fi, dat, n -aș fi schimbat nicio trăire din viața mea, știi, indiferent cât a fost ea, cu cât de mucioasă și cât de plângăcioasă și cât, toate au fost foarte, foarte faine. Adică, până la urmă, ce-i viața? ăsta i cu vieții, să vii să treci prin tot caruselul ăsta, dar apoi să dai seama că, că e minunat așa cum a fost. Așa este. Și înțeleg dacă pentru anumite femei nu există această înțelegere, pentru că îmi dau seama că și traiul și provocările sunt diferite pentru fiecare. Sigur. Adică, sunt. Pentru anumite femei sunt ce numim noi dure cei drept. Da, știi? da. da. Și de aceea am uh, renunțat oarecum să mai vorbesc la modul general. Mm -hmm. Pentru că fiecare și le știe pe ale sale și eu nu mă pot pune în papucii altei femei. Da, da. Chiar dacă o așa din punct de vedere mental, dar nu. Trăirea nu este aceeași. Și dacă vine cineva către mine pentru sfaturi, eu zic că uh, sfat nu am, îți pot spune ce aș face eu, ce da. cred eu că aș face în această situație. Dar uh, pentru fiecare este diferit. Astea... Deși avem aceleași programe, știi? Adică da, sunt da. aceleași programe care se mai conține pe toate. Exact. Da. Și. Da. Da, e adevărat că, de exemplu, chiar dacă pui una lângă cealaltă, două femei trădate, nu e la fel. Nu. Percepția, da. trăirea, identificarea este cu totul alta. Da, da exact, exact. Una poate una poate, și... una poate să treacă peste, alta nu poate să treacă peste. Exact. Adică, uite, doar în cazul meu, dacă ai luat pe Mihaela de acum uh, 5 ani și da. ai luat pe de acum un an și la o pe Mihaela de acum, sunt trei variante diferite. Exact, foarte bine. diferite cu aceleași programe, dar în simțăminte diferite. Da, da, da. Foarte bun, bine ai subliniat și ai dat exemplul ăsta cu, da, nici nu trebuie să ne ducem, de fapt, să luăm două femei sau trei diferite, ne luăm doar pe noi în diferite etape ale vieții. Da. da. Dar uite, de, și asta mi se pare fascinant. Doi copii în aceeași familie, adică cu aceiași părinți, aceleași da. trăiri, cât de diferite sunt percepțiile. Ai doi și... gemeni. Doi gemeni. Gemeni, exact. Dar așa ne dăm seama că fiecare vine cu lecțiile sale. Nu contează că au trăit la fel, au avut aceleași experimente. Percepția este diferită pentru că fiecare are lecția sa, a venit pentru altceva. Sigur, da, da, exact. Da, uite că tu ai pomenit mai devreme de Raluca, aveți și, aveți programe, nu comune, dar fiecare, da, le-a simțit și le-a perceput diferit. Exact. Da. Știi că... Uite, mai... este căsătorită cu copii, alta nu este, adică, vezi, sunt... Că zici, da. cum cum? Cum? De ce una? Și Marius mi-a explicat foarte frumos, a zis ce pentru un... un om o înghețată poate să fie finalul, adică să ajungă da. la deces, da? Pentru altul doar îl gâdi la universul un pic așa și îl atenționează. De ce? Păi e vorba despre încărcătura energetică, una la mână, dar și programele din neam, adică nu știi ce încărcătură da. a avut omul și este la limită, da? Și pierde energie imediat, printr-o plăcere mică. Da. Pe da. când nu vine dintr-un neam atât de încărcat, și mai are voie să mai să mănânce mai și o înghețată, să mai facă și o călătorie. O înghețată sau... de înghețată, sau știți? Exact, exact. Da. Pierde și el pe măsură energie, dar celălalt era mai aproape de. Și mai contează de... și de celelalte chei, știi, care cum le aplică fiecare. Um, ai aceleași programe asemănătoare, dar unul se lasă pe sine mai mult, altul mai puțin. Unul slujește mai mult, altul mai puțin, știi? Și tot așa. Ăla care slujește mai mult, îl mănâncă înghețată, nu are nimic. altul mănâncă înghețată și s-a dat peste pate, știi? Nu? Și zici, mă, dar de ce? Pentru că diferă foarte mult și ceea ce facem în viața de zi cu zi, și cu ce am venit, și ce facem cu ce am venit, și tot așa. Uh, vorbeam cu Florentina. Uh -huh. Am tot vorbit în ultimile zile și era la modul că uh, mă întreba și ce face, și te caută, și nu știu ce. Și spuneam, nu contează, mă caută, nu mă caută. Și după ce am vorbit cu ea, mi-a trimis mesaj, m-a întrebat când ajung acasă să vină să mă ia de la aeroport. Adică, imediat cum, cum miști un pic energia, cum se da, întâmplă. Da. Dar era. La, că Florentina tot spune, lasă că tu slujești mult, că tu faci, că nu știu ce e normal să fii încărcată cu energie, Vita. Și am zis, Florentina, de mai bine domnul de, de zile, eu mănânc, fac nimic. Adică sunt, concediu. Am... am mâncat înghețat, am mâncat pizza, știi? Adică la modul ăsta. Eu mi-accept perioadele așa cum vin. Când am deslujit, am deslujit. Când am de stat, am de stat. Adică nu mai încerc să caut să fac ceva în mod deosebit. Pentru că, știi, de asta, cum e? Păi, uite, eu am pierdut energie vitală prin făcând nimic și făcând un plăcerii culinare. Poc, a venit mama în fața mea, mi-a zis două, da. da? Dar ea îmi zice două ca să mă încalce să dică Dumnezeu zice, Miha, uh, hai că am luat-o pe lângă, hai să ne încărcăm cu energie. Da, 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 Mama așa, rolul de corector, vine în fața mea și aici mi-a de jucat. Da. Da. Dama mai dreptate sau o iau razna. Da. Și de trei ori mi-a ieșit dama mai dreptate, a patra oară am zis, tu... Ea mai lasă-mă în pace. Tu cu răutatea ta. Tu cu răutatea ta. Deci eu da. văd ce este mine, da? Adică când nu-mi convine ceva la ea, este partea pe care eu nu accept la mine. Că și da. eu știu că și rea și că pot manifesta răutatea fără nicio problemă. Da, da. Dar câteodată devine atât de subtilă și Marius mi-a zis foarte bine, tu să ai grijă la ironie. Da? Mm -hmm. Că cu zâmbetul pe buze putem fi rele. Dar da, noi știm, da. adică nu e că nu știm. Și să... de asta sinceritatea este cea mai bună. Dar știi, imediat ce i-am zis, mamei, cu răutatea ta, pam, deci mi-a venit, adică mi-a și venit răspunsul, adică răutatea ta, Miha, da? Și am zis, da, dar răutatea mea, răutatea mea, că eu sunt. Eu sunt. Da, da. Păi da, într-adevăr, uite cinstea, să recunoaștem că mai avem răutății în noi, să recunoaștem că uh, putem greși, să recunoaștem că suntem câteodată poate uh, necinstiți sau necinstite sau știi, pentru că când ești în școala iubirii, câteodată îți mai pui și masca asta că uh, ai numai aripi de îngeraș, știi, și... <laughs> nu e adevărat, exist. da, nu e adevărat. Adică sunt sigură că există acești îngeri. Adică astfel da, de da. Da. ființe divine în oameni, așa, dar pe ăștia nu-i vedem. Da. Nu-i vedem. Și n-au adică nevoie de școala iubirii. Lor la, exact, susținerea lor este la nivel subtil, nu, na, nu, da. e, dar, știi? Uh, noi facem tot posibil să devenim. Să da. Să fim în această îngăduire, să devenim această îngăduire, să devenim... Adică, da. dacă am fi fost, nu am fi fost aici. Exact, exact, da. 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 Dar nu este necesar la modul, știi, să... Adică să spui cu cuiva, nu sunt, n-am ajuns la desăvârșire. Este necesar, știi, adică în viața ta cotidiană, în funcție de situațiile pe care le primești, te vii conștient și zici, înainte. Hai! Da. Da, da, da. Și poate să ne vină lecția de două, de trei, ori, de cinci ori până, știi, până să ne dăm într-adevăr seama. Și ce am mai observat, și tot datorită Florentinei, am ajuns la această um, informație. Că la un moment dat i-a spus, băi Mihai, eu cred că tu mi-ai spus chestia asta de nu știu câte ori, de două, trei ori, de nu știu ce. Zice, dar eu nu am fost în momentul acela goală, adică nu aveam suficientă energie vitală să am vălu dat la o parte ca eu să aud ce îmi spui astfel încât să integrez. Da, corect. Știi? Adică păpăm pița înghețată, nu știu ce, și tu vii și îmi spui ceva foarte Mie îmi sună bine, îmi place mental, da, da fai ce frumos a zis. -ai dreptate, da. Dar am ieșit pe ușă și a dispărut și informația și orice mi-a plăcut. Adică... Da, 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 da. Și atunci Dumnezeu mi -o oferă o situație ca să trec să experimentez ceea ce tu mi-ai spus. Da. Că în suferință eu mă las și atunci îmi sare vălul de pe ochi. Exact. Și mai vii tu și mai îmi spui odată. Și da. zic, aaa! Dar am și trăit. Am și trăit-o și pot acum să, să aud ce da. mi spui. Dar știi ce am mai, uite, am mai uh, văzut, știi, vălul ăsta pe care chiar are și mai multe uh, straturi. Da. Ca aceeași informație auzită, adică faci azi un click, mă, da, o mai faci și peste două săptămâni, tot la informația aia. parcă mai faci un click. Bă, da, parcă am înțeles-o, dar o înțelegi puțin mai adânc și mai adânc. Da. Da, da, da. Păi e cam același lucru, scuze mă Îmi vine volul de aici. <laughs> <laughs> este cam același lucru, cum am spus noi, cu Mihaela de acum 5 ani, cu Mihaela de... da, da exact adică, da da și mai sunt și știi că de exemplu ne mai lasă să luăm și o pauză, adică îmi dă cum a fost la mine cu uh, eticheta geloziei da. am trăit mult și bine uh, mi-a dat o pauză, uh, mi-a dat explicația geloziei și ce înseamnă și că așa și după aceea mi-a dat o pauză și pe mama a pus din nou la experimentat da, da. Ca să văd nuanțele, ca să văd de unde este, de unde vine, că nu mi-aparține, că este doar o iluzie. Adică niște chestii de-astea foarte... Și exact cum... Deci am înțeles într-un fel gelozia, pe urmă am înțeles într-un alt fel, într-un alt fel. am simțit-o în moduri diferite și zic, uite ce chestie, deci, vezi? E un Trece cubeu tu... de sentimente, de simțiri, da. de trăiri, de... Și la un moment dat te pune exact. și pe pauză câțiva ani de zile, chiar dacă ea mai este acolo, da, dar încă da. este momentul ei ca să o dizolvi 100% sau ca să o știi. Și se mai dă peste 5 ani că mai rămas acolo micuță. Da. Și poate să mai vine și dacă s-a dizolvat ca să te mai verifice. Ia... Nu mai, da. simți. No, nu da. mai o simți. Nu mai simți, dar o, o recunoști. O recunoști pentru da, că ai trăit cu ea, da, da, da. nu știu cât timp. Da, da, da. da. O recunoști. Vin teste. Da. Adică ai învățat tabla mulțirii și îți mai pune așa câte întrebare din când în când, știi? Da. Uh, vorbeam cu cineva că o săptămână la școală am făcut stagiu cu profa. Uh -huh. Deci m-am dus în cabinetul ei și timp de o săptămână am stat am participat la toate ședințele ei de terapie. Timp de o săptămână, Iuliana, fiecare om care a pășit în acel cabinet, nu contează bărbat, femeie, nu contează vârsta, fiecare a atins câte un subiect din viața mea. Fiecare. Unul cu relația cu tata, unul cu relația cu mama, unul cu relația de cuplu, unul cu copii, unul cu nu știu ce. Un... Da. Și la fel. Gelozie, neînțelegere, neascultare fiecare. Și atunci, pentru mine a fost așa un feedback pe care Dumnezeu mi l-a dat. A, uite, nu te mai atinge chestia asta. A, exact, uite, exact. nu. Uite, ai trecut prin chestia asta. Și atunci îmi dau seama când spune Marius că da, zici că terapeutul, vii la terapeut, faci nimic. Faptul că tu ai integrat informația și că ai dizolvat aceste programe, în momentul când ești prezența, starea ta în fața aceleia și ești neutru și nu dai nici în stânga, nici în dreapta, nu pui nici etichete, nici judecăți, nici așa, atunci poți să susții, făcând da. nimic, fiind da. neutru și fiind bine în pielea ta că ai trecut prin ele, le-ai înțeles și oricum sunt doar iluzii etichete și nimic nu este adevărat. Da, da. N-ai nimic de salvat. Exact. N-ai nimic de împărțit acolo, nu te poți pozi poziționa. Și îl vezi pe ăla că vorbește în fața ta acolo, și el își de seama de ce spune, și el devine conștient, da. și se aprinde pe culețele, și tot el decide ce să facă, cum să facă. <laughs> adică... <laughs> și tu doar ești da. martor la... la transformarea. Tu doar ai fost acolo, știi? doar ai fost Dar... acolo. Atât. Da. Și nu mai spun că eu rezonez foarte mult cu informația, cu asta. Când medicul se va vindeca, nu va mai avea pacienți. Adică. Așa e. Da. Toți care vor asta... veni în fața mea, vin pentru mine. Pentru Dar și mine. Până, at până atunci, știi, enjoy. <laughs> păi, tocmai este călătoria ta. Da. Când spunea că Dumnezeu pune, așterne universul la picioarele mele. Deci ce Disneyland, ce călătorii, în țări străine. Da, da. da. Ești, tu ești un univers întreg, adică te descoperi de fiecare dată altfel. Da. Și îți vin și pe gratis toate verificările astea, știi? Nici nu pe trebuie gratis. să... Da. Dată mai plătești cu câte... Ceva bine, pentru bine, că, bine, da. așa, pentru că ești atașat? Nu, că dacă știi că dacă nu te ții de bară, aluneci. Dar dacă tu ție ți e frică și te ții de bară, te mai împingi da, un pic. Da, 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 îți mai dă un brânci. Da da, 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 da. Și Da, da, iubita, zi. Nu Și asta spuneam, că îmi aduc aminte când am venit în vacanță anul trecut, a fost relația cu părinții s-a transformat și a fost atât de ușor tranzacția și s-a întâmplat. E, uite, acum după un an de zile vin și simt că este provocator. Adică să nu ne culcăm pe ureche că dacă a fost odată în liniște și pace. Da, da. Da? Și să nu uităm că nu e vorba despre ei, e vorba despre noi. Adică e o parte din mine. Da. Și așa și în relațiile cu partenerii, cu copii, cu jobul, cu... în orice. A one-man show. Suntem. <laughs> da. da. Mihai, eu o să știi că nu știu când au trecut două ore. Deci mă uitam wow. și nu venea să cred. <laughs> da. Uh, Mi-a făcut mare plăcere și aș... mai am o întrebare să-ți spun. Hai, oglinzile astea care se strâmbă la noi, am văzut că le recunoaștem, suntem maestri să le recunoaștem, dar pe -alea care uh, ne înduioșează așa la lacrimi și pe -alea le recunoști, te recunoști în ele, îți recunoști frumusețea în ele? Eu vorbesc din proprie experiență, să știi că uitasem să mă recunosc în alea frumoase și luminoase, nici nu mă mai identificam, eu tot căutam pe alea cu bube, știi? Să știi că tu mi-ai adus la cunoștință astăzi despre acest lucru și, într-adevăr, nu. Nu. N-am tendință să le recunosc. Că, într-adevăr, și eu sunt așa. O... le vânesc pe celelalte ca să pot să le uh, armonizez. Mm -hmm. Și. Uh cele care sunt ok, da, ce punem noi eticheta de bine, mi se par normale, cei drept. Da, da. Adică așa este normal să fie. E normal să fiu ok și să nu judec și să nu critic. Asta mm -hmm. este normalitate. Uh, nu prea am pus cei drept am Dar prea Dar nu, mă referem la cele, de exemplu, uite, cum zice Mare, știi, vezi doi îndrăgostiți pe stradă. Oh. Realizezi că e oglinda ta, că e din tine, că Uh, datorită lui eu și prin ce a spus el, da, mm. într-adevăr deci și, uh, dar vezi, stai să te gândești tot ego este ăsta care se gudură și nu știu ce nu mă interesează nu, nu mă interesează pentru că apreciez când văd și, și vreau să zic da. că în ultimul timp exact asta îmi scoate în față uh, porumbei, așa le zic porumbei deci da, cupluri da. Și vârste diferite și sunt, da, pe mine mă impresionează într-adevăr, cuplurile cu o anumită vârstă să-i vezi 80-90 de ani, cum se țin de mânuță, pentru mine asta, deci simt așa cum, uite și acum când îți vorbesc, mi s-a frânicat toată pielea din gap până în picioare așa. Și da, în schimb, și când se înjură lângă mine, mă pufnește râsul. Deci acolo eu nu prea aud chestii astea. Și în țară, mai e așa, bum, știi? Welcome home! <laughs> <laughs> și, și am surus în, înainte, nu suportam când auzeam să, și eram foarte. simțeam cum corpul mi se în, încordează. și. Uh, iar acum când se întâmplă chestii de astea, uh, am surus în guri, că știu că este vorba despre mine. Știi? Da, 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 da. Și a luat rolul de oh, lângă mine. Iar, iar, umblă Dumnezeu cu priza după mine să mă încarce. Da, da, da. la modul zic că, știi? Da. și, da într-adevăr. Pe mine mă fascinează florile, de deci eu când, uite, aici în fața blocului au pus trandafiri și sunt niște trandafiri roșii catifelați. Nu, nu, nu pot să mă abțin să stau departe, mă duc, îi miros, știi, adică frumusețea, le, le apreciez frumusețea, dar, într-adevăr, am de învățat să admir frumusețea dincolo a ceea ce pune o etichetă de urât. Sau mm -hmm. nu bine. Aici am de muncă. Da. Am oh. frumusețe, ne ajută. Știi? Adică nu da, este da. de dată parte că, vai, e frumos, nu mă uit la el, că... Nu. Mhm. Mm Ajută. Da. Nu la modul, știi că există și aia. Vă trandafirul, îl tai ca să-l pun la mine în cameră, ca să stea frumos da. la mine. Da. da. Știi, așa și cu bărbatul. E frumos, dar când ajunge la mine, îi tai aripioarele. Că ce îmi place mie, îi place și alte. <laughs> da. Știi? Și învățăm, învățăm. Pe mine mă ajută foarte mult natura. Uite, eu cum sunt florile, destau ele așa și se lasă și admirate. Nu interesează. Adică -au, nu spun nimic, nici dacă cineva o taie, nici dacă o admiră de la distanță. Ele doar sunt. Da, exact, exact. Indiferent ce se întâmplă în jurul lor, ele doar sunt. Dar da. am observat că uh, și noi putem să să fim, adică să le ajutăm. La modul, ai văzut când ai o... Deci natura... Cum spune Marius, că boala celui din fața ta este vorba despre tine, despre energia uh -huh, ta. Da. Am observat când am, când aveam înainte o floare în ghiveci, se manifesta în funcție de mine. Uh -huh, uh -huh. Când eram eu răcită, când eram eu o o vedeai și pe ea, știi că devine așa bleguță și nu mai avea... Și când eu eram... Uh -huh plină de energie și floarea, o floare care în mod normal înflorea doar o dată pe an, ea înflorea de 3-4 ori da. și că nu neapărat îi puneam eu apă cum trebuia sau chestii din astea, ci starea, energia mea. Da. da? Uite, și ne am... De... Ai vorbit de flori și am conștientizat că anul ăsta am cele mai frumoase mușcate de... <laughs> Îmi plac mușcatele vara. Și anul ăsta înfloresc o să zici așa, ca nebunele, știi? Da, da. Tot într-o într veselie, da. Exact. Și uh, astea ce avem noi așa, în casă, în apartament, dar exemplu, ne sunt cele din sălbăticie. Adică să le vezi cum sunt indiferent de ce se întâmplă în jurul lor. Mm -hmm. Ele sunt acolo pentru că ele ne susțin. Da. Păi știi că ne putem imagina ce ar fi să fie o floare plină de frici, cum suntem noi știi? Și să că, mama, eu, uh, uite, miros frumos, da? am să miros puțin așa mai să nu mă miroasă ăștia ca să mă taie sau să mă... <gântu -i> să-mi facă ceva, știi? O să -mi miros așa mai la sub brațul meu, așa, știi, ca să... Când ele stau acolo și își dau un mireasma, știi, și o împrăștie, ca să, ca să ne bucure tot pe noi, știi? Exact. Am avut ocazia să citesc o povesteoare legată de un, un arbore și era, avea căsuțe din lemn pentru copii în el mm -hmm. și copiii erau acolo tot timpul într-o veselie, într-o, și la un moment dat cineva care aprecia natura a zis, nu, că copăcelul suferă, că are cuie bătute în el și că, știi, era da. ecologic mm -hmm. A început să dea căsuțele jos, să le dărâme, și în momentul ăla arborele i-a spus: Eu trăiesc datorită acestor copii și bucuria pe care ei o manifestă în aceste căsuțe. Știi? Da, da, da. da. Deci cam asta De este. Vezi să că nu bucuria mai... e mai mare decât suferința. El nu mai simțea, suferința nu mai simți când simți bucurie. Exact. Și asta este și lecția noastră. La modul când, când intrăm în acceptare, adică, vezi că prin percepția proprie avem, avem impresia că suferă. Da, da. Vedem că trece printr-o provocare sau printr-o situație pe care noi o etichetăm mai puțin ok. Dar tocmai aia îi aduce salvarea. Da, da, da. Și poate are nevoie de două, trei astfel de situații până integrează cu adevărat. da. Că vedem și noi că, deși cunoaștem informația, poate să dureze o perioadă destul da. de lungă până să o punem într-adevăr în practic, adică integrat, manifestat, autentic. Da, da, da. Da, are și... fie, adică e un mers al lucrurilor care nu poate fi grăbit, nu poate fi zorit, nu poate fi sărit. Da. Da. Și este o. Că. Că. mai primesc chestia asta. Că nu, nu se înțelege de ce eu nu sunt într-o relație, adică la modul, familie, totuși, la vârsta mea, cu toate cunoștințele, cu toate astea. Da. Și este atât de plăcut să, când primesc astfel de feedback-uri, să. Înțeleg că în sinea mea, acolo, ascuns, bine, 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 clar mai este un semn de întrebare sau o neînțelegere sau o neacceptare vis-a-vis -vis de uh, faptul de a fi într-o relație de cuplu sau de familie. Sau o dorință. O dorință, o, exact. Ea, poate fi o Dar absolutizare, da. Miha. Cu siguranță. Îți dai seama dacă ăsta era obiectivul da. copilului, adolescentului. Da, dar în același timp este o acceptare. Este așa o acceptare pentru că într adevăr am această certitudine că totul se face potrivit. Adică aș putea să am puțin mai devreme. Dar a, poate ar fi mai provocator, știi? Da. Că încă da, n-am da, da. întregat ceva, o chestie care poate știi Adică aș putea să am varianta sa mai devreme să fie o relație de cuplu și să fie mai provocator și mai tumultos și mai vulcanic, da? da? Sau să văd lecția răbdării și să fie exact când este necesar din punct de vedere divin și să fie mai lin. Zic și eu, dau un exemplu. Da. La da, da, da. da. E... E fascinant! Una peste alta ce să mai, e fascinant cum ne conduce Dumnezeu și cum el joacă rolurile și noi doar ne imaginăm că jucăm, nu știu ce, bambilici. Da, da, da. Da. Când de fapt doar el se exprimă prin noi. Așa este. Da. Miha, îți mulțumesc! Îți mulțumesc din suflet pentru această discuție, uh, ți-am zis, m-a captivat, nu știu când a trecut timpul. Da. Și eu îți mulțumesc tare mult. Aici este dovada că timpul nu există. Nu există, nu există, da. Da. Care mult și eu. Și m-a ajutat să să pun așa, să redescopăr anumite lucruri pe care vezi le luăm așa ca normalitate. Da. Și în momentul în care Vorbești cu cineva și uh, repui pe pagină exact ce ai trăit, devii și mai conștient și ai și certitudinea, voi lucrurile s-au întâmplat atât de perfect din punct de vedere divin, adică nu mai există niciun dubiu. Mm. Da. O să-ți dau și înregistrarea, așa, e să vezi când o reasculți și da. te vezi un pic pe tine din exterior, uh, mai, o să mai vină niște conștientizări, știi. Da, da, da. 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 E perfect. Fe, bine, iubita, îți mulțumesc, îți doresc o zi bună și, și rămâne mulțumesc. să ne vedem, așa cum ne vedem noi când aranjează Dumnezeu, imediat ne conectăm și ne întâlnim. Mare drag, Mare drag. te da. îmbrățișez, La revedere, o zi bună!